Salutare, bine ai revenit! Urmăm testul pe care l-am început și am ajuns la exercițiul 2. După cum observăm în figură, avem de-a face cu teoria dreptelor paralele tăiate de o secantă. Să vedem despre ce este vorba. Avem dreptele paralele A și B. Folosind datele din figură, adică unghiurile acestea 60 și 50 de grade, să aflăm unghiul. X. Observăm că dacă notăm intersecția dreptei paralele A cu prima secantă din stânga cu M, obținem un unghi corespondent cu unghiul 60, acesta în interior. În interiorul triunghiului mic format de deasupra, unde îl conține pe X și la care vrem să ajungem. Da? Deci, unghiul acesta are și el 60 de grade. Sunt unghiuri corespondente. Observăm că sunt deasupra fiecarei drepte paralele de aceeași parte a secantei. Practic, ele au aceeași poziție, corespund, sunt corespondente. Mai departe, dacă notăm cu N intersecția dreptei paralele A cu secanta din partea dreaptă. Avem unghiuri uh, opuse la vârf, deci în interiorul triunghiului mic, format unde uh, vrem să-l calculăm pe x, de partea dreaptă avem tot un unghi de uh, 50 de grade. În triunghiul mic, format avem cunoaștem două unghiuri, 60 și 50 de grade, și unghiul x. Știm că suma a tuturor este 180 de grade, ceea ce înseamnă că putem să-l aflăm pe x. x este 180 minus 60 minus 50, asta înseamnă că x este egal 70 de grade. Am obținut varianta de la demic și o putem încercui ca și varianta corectă. Acestea au fost explicațiile. Dacă aveți întrebări, puteți să repetați uh, teoria dreptelor baralele tăiate de o secantă. Dacă aveți o altă propunere de rezolvare, o așteptăm în comentarii. Mulțumim că ai urmărit, te rugăm să ne apreciezi cu un like și uh, ne vedem în următorul, următorul video cu o altă problemă propusă. Te așteptăm! Pa, pa!